Bună dimineața, dragilor! Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea care am avut-o și cred că și o am la dumneavoastră în localitate. Toți colegii mei care sunt împreună cu mine în lista blocului electoral Renato Usatăi sunt primari de orașe și de sate din Republica Moldova. Sunt economiști, sunt juriști, sunt reprezentanții tineretului. În 30 de ani niciun președinte, niciun guvern, niciun parlament nu a propus măcar să fie comandat un plan de modernizare a țării. Propunem ca 5% din vânzarea la țigări și alcool să meargă pentru dezvoltarea tineretului și sportului. Tinerii specialiști și tinerii familii poate lua apartamente în ipotecă 0%. Avem multe schimbări în politică, numai nimic nu s-a schimbat pentru oameni, nici în buzunare, nici în frigider. Și ține de lideri, de oameni care muncesc pe deal. Noi după alegeri o să facem o adunare cu liderii, gospodarii din țară care produc, să-și aleagă ei ministru și câte un viceministru. Unul să răspundă de nord, unul de centru și altul de sud, ca să nu rămâne și o regiune lăsată. Înainte tăci stând de producere, că era lapte, că era carne, că era unt, era și era gostul. Și gostul era ca Constituția pentru tăți care produceau în țară. Dacă lichidăm consiliile raionale, apteți banii în raionul Florești, a să împărțească conform câți metri pătrați are satul și câți locuitori trăiesc. Nu trebuie oamenii să sufere. Eu vă mulțumesc. Important că am ajuns la voi, că băieții ne-au spus că șed oamenii pe deal muncesc. Deci, dar fără tractor n-ajungem. Am găsit și tractor. Sfinț, vă spun bună ziua, votați cum vă spune sufletul, noi nu umblăm cu șerutul la voturi. Important, nu votați ceainișii, culioașele, aici cu miliardul și restul care s-a bătut joc de țară în 30 de ani. Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.